ziua! Bine ai venit! Hai, astăzi filmăm la etajul 1. I-am anunțat și pe ceilalți. Vor veni imediat. Cafea? Nu, mulțumesc că am mai băut astăzi. Noi servim în fiecare dimineață cafeaua împreună. E un fel de ritual al nostru. Așa, deci ce facem astăzi? De 7 ani de când lucrez aici, nu m-am plictisit încă să vin la birou zi de zi. La revedere, copii! Nu uitați, un iaurt pe zi vă ajută să creșteți mari și puternici! Sunt unul dintre dinozaurii acestei companii, și la propriu, și la figurat. Sunt în Danone de peste 13 ani, chiar dinainte de a produce fabrica iaurt. Și am ajuns la concluzia că aici poți face orice. Nu, sunt inteligent. Ce le mai sunteți, mă, mamă, mă, mai multe? Măraia n-are nevoie de vitamine. Prin intermediul rețelei de comunicare Danone, lucrurile devin mult mai simple. Ai acces la o mulțime de idei. Networking-ul ajută atât la realizarea proiectelor, cât și la dezvoltarea personală. La Danone e bine întotdeauna să ai un plan de rezervă sau să iei decizii de moment. În felul acesta poți transforma o piedică într-o reușită. Salut, Marian Balan. Mare bine. Sau Marian. Colegii îmi spun că sunt un tip imprevizibil. Asta după ce ajung să mă cunoască. Acesta este titlul de manager al anului 2008, obținut pentru rezultatele bune pe perioada din Republica Moldova, iar acesta este obținut în 2011, este același titlu, iar aici am articolul din Danonescu. Acum plec, în 15 sunt la tine, promit, clar. Verdeș, da. Credeam că ai plecat, hai că avem nevoie de tine pentru spotul Danonescu. Ha, lucru cel mai funny, vocea mea. Nu mă pot ascunde nicăieri din cauza acestui aspect. Am cunoscut Danone-uri diversi și diferiți. În ciuda stilului meu nonconformist, constat că Danone-urii mă consideră unul de-ai lor. Mă invită în pauza de iaurt, la masă. Probabil și-au propus să mă convertească în corporatist.